Pentru cele mai ieftine jocuri, console și accesorii, intră pe Gamerland.ro și dacă folosești codul QUICK, ai transport gratuit. Codul poți să-l bagi în căsuța de observații. Salutare lume și bine ați venit la un episod din NXT. Ei bine, continuăm. Vom avea, nu știu exact câte alte luni, dar exact până apare WWE 2K16. Și o să începem cu Judgment Day. Judgment Day unde o să avem meciuri Steel Cage și Hell in a Cell. Meci în cuști. O să fie pur și simplu fantastic. Jucăm la NXT, bineînțeles. Și să sperăm că o să fie un eveniment fantastic. Judgment Day. O, da. Mai departe avem Main Event. Bineînțeles, și o să fie un pay-per-view gen Extreme Rules. Toate meciurile vor avea reguli speciale. Și da, mergem mai departe, avem Elimination Chamber, pentru titluri vom avea meciuri în cușcă din nou la Elimination Chamber, bineînțeles. Apoi avem Unforgiven, unde o să avem meciuri TLC, bineînțeles că o să vor fi fantastice și astea. Mai departe avem SmackDown, SmackDown devine un pay-per-view unde o să avem Money in the Bank, câștigătorul de la Money in the Bank merge... Acum o să avem un Money in the Bank pentru centura Hardcore, deci nu o să fie pentru centura NXT. O să fie foarte tare. Așa. În continuare avem Royal Rumble, unde o să avem match Royal Rumble de această dată. 30 de oameni, câștigătorul merge pentru centura NXT la WrestleMania, unde o să fie cel mai mare eveniment și ultimul din această serie în octombrie, în ultima zi din octombrie. Dar asta nu este tot. No. Edit roster, sunt 46 de superstaruri în roster. Probabil vă întrebați de ce? Ei bine, iată de ce. Pentru că de acum încolo seria asta o să fie WWE versus NXT și în roster intră Adrian Neville, bineînțeles, Bray Wyatt, Brock Lesnar, Cesaro, Jericho din 2002 pentru că ăla e mult mai awesome, Christian, Corey Graves, Dean Ambrose, Edge, John Cena, Kane din 2002 pentru că și el e awesome, Kofi Kingston, Connor. Ok, mai departe, Payne, bla bla bla, ăștia de noștri, Randy Orton, Rey Mysterio, Roman Reigns, Rusev, Seth Rollins, Shawn Michaels, Sheamus, Sting din 99, cel cu face paint-ul alb-negru, Stone Cold, Steve Austin, ai, Undertaker, Victor. Și aceștia sunt cei care intră în roster. 46 de oameni în acest moment și de aceea o să putem avea, nu-i așa, și cum îi zice, și Royal Rumble. Și nu numai atât, o să reintroducem centura WWE. Oh boy, o să avem centura WWE. Primul meci pentru această centură o să fie în episodul viitor la Judgment Day. Înainte de main eventul pentru centura NXT, vom avea un meci cel mai probabil Hell in a Cell pentru centura WWE, pentru că acum avem nevoie de mai multe centuri și o să introducem o nouă centură. Oricum tot cea NXT o să rămână cea mai mare. De fapt o să fie la egalitate cea NXT cu cea WWE, pentru că este WWE versus NXT. Vă dați și voi seama. Cine o să fie cei mai dominanți wrestler, vom vedea. În cele ce urmează vom avea un meci pentru centura europeană, revanșa lui The Beast. Dar înainte de a începe meciul pentru centura europeană, o să avem de simulat aici. Victor este primul superstar din WWE care debutează aici în NXT. Este bătut de Max Morgan, iată. În continuare, Edge, Christian, Connor. Iată aici WWE, Edge câștigă, pune pinul pe Christian. Aici clownul bate pe Sheamus. Ok, NXT domină momentan. Iar aici Zodiac îl bate pe Matsumoto și noi mergem către meciul pentru centura așa, europeană. Revanșa, The Beast în sfârșit înfrânt, dar are șansă la revanșă. Oare își va recupera centura? Nu se știe, vom vedea. Sper să fie un meci interesant totuși, este un meci normal, 1 vs 1. Cel mai bun să câștige. Pentru că da, a fost dominat destul de rău The Beast în ultimul meci. Nu mă așteptam la așa dominare. Dar, na, orice se poate întâmpla aici, nu-i așa? Na, se pare că ordinarul de Zodiac își bagă coada. Și iată, nu cred așa ceva. Cum să se bage la într-un meci pentru centură, bă?
What the fuck? 3, 2, 1, stop. Jucăm cu cel proaspăt. Pur și simplu făcut praf. Făcut praf Syndicate, The Beast, pardon, de coechipierul lui oh my god. The Beast, săracu, are comeback. Opa, opa, hai să așteptăm până îl... The Bulldog, Bulldog. Așa se câștigă ca și heal. Mă bucur că sunt astfel de chestii. Totuși ăștia sunt heal, Syndicate și Zodiac. Și trebuie să fie și astfel de lucruri. Stai mă cu minte. Opa, stai, nu și-a dat comeback-ul, dar nici nu mai poate. Zodiac și-a făcut treaba și probabil vom avea un, ceva, un Hell in a Cell, un Steel Cage. La următorul pay-per-view vine acum. Nu, nu, întoarce, întoarce The Beast. Încă mai sunt speranțe pentru el, nu, pentru că întorc manevra aici și îl trimite la podea. Ok. Un big put încă o dată. Distrus pur și simplu. Pur și simplu distrus The Beast. Momentan cei din WWE nu vor face parte foarte mult din centurile astea, în această lună cel puțin, până se termină cu revanșele în shit. Din nou întoarce ăsta, nu vine să crede, are signature move și un big boot. Meciul se anunță mai greu decât era normal să fie. Oricum, domină Syndicate fără prea mari probleme. Oh, prinde aici The Beast și face un... Oh, nu știu cum dracu se numește asta. No, pregătește manevra de final, însă nu cred că va fi de ajuns chiar dacă o reușește. Să sperăm că o întorc și o fac. Îi întorc manevra de final și vine acum, vine acum manevra. Dar să încheiem noi așa, putem noi ca oameni să încheiem așa. Hai să încărcăm și cealaltă manevră. O luăm personal, trebuie să facem asta, suntem heel și... Vine acum chokeslam-ul pus la podea. Un chokeslam foarte ciudat, însă foarte eficient. 1, 2, 3. Ambele manevre de final folosite pe The Beast. Acesta n-a mai putut. Și da. A încercat The Beast cât a putut, însă rămâne campion Syndicate. Oh, ce face? Oh my god. Oh my god. Sunt rival cei doi și acum un scaun. Nu se lasă doar cu victoria. No, no. O ia personal și la... Vom avea o rivalitate pe cinste. Un meci pentru titlul din nou la... La Judgment Day. O să fie foarte interesant, sunt sigur. Avem din nou de simulat Stone Cold versus Bray Wyatt. Câștigă Bray Wyatt. Îl bate pe bătrânul Stone Cold. Christian este bătut de Connor. Aici Pain îl bate pe Prototype și Zodiac îl bate pe Yamashita. Meci pentru centura hardcore, revanșa, revanșa lui Clown, detronat în sfârșit de cineva. Jack Joker este acela, partenerul lui, sunt aliați cei doi, iată, și acum sunt rivali. O să fie fantastic aici. Vom vedea ce se va întâmpla în acest meci. Meci cu mese. Ohoho. Ok, 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 să vedem ce se va întâmpla, să vedem cu cine picăm însă, 3, 2, 1, stop, cu bestia, jucăm din nou cu Hardcore Icon, cu Clown, însă greșesc aici grav, dar întorc, nu-i problemă, da, bine că se ferește de asta, hai să ieșim în afara ringului, să luăm o masă și să-i dăm una în cablul ăsta. Ești aliată, suntem aliați, ia mă de aici mă. Până la centura hardcore mă, nu te pui cu Clown. Până la centura hardcore, strâns acolo de gât. Jack Joker, o ia și ăsta personal. Mă rog, erau rival mai devreme. The Beast și Syndicate au luptat mult pentru centura la echipe. Da, era fain să apară și Young Blood acolo. Armbar, frumos. Armdrake, pardon, nu armbar, doamne. Mereu confund astea două. Ok, acum un Russian leg sweep direct pe masă. Damage-ul e în plus în acest moment. Clown, deci pur și simplu îl domin pe Jack Joker. Îl domin. Meciul ăsta se poate termina absolut oriunde, atâta timp cât îți treci oponentul prin masă. Clown, hai să punem masa aici. Așa, punem aici să fie frumos. Dar bineînțeles că intră prin rampă, de ce n-ar intra prin rampă? Ridicăm aici.
Ăsta și... vine manevra, semnătură! Rampa! Rampa face damage, tată, nu glumă. Ah, întoarce asta, cum a reușit, mă? Și masa nu se rupe. Clown e prea proaspăt ca să rupă masa cu el. Mi se pare tâmpenie chestia asta, dar, mă rog, jocul ăsta e ciudat. V-ați aștepta până acum să se întâmple chestii din astea. Ok, vreau să pun masa aici, pentru că și așa poți termina meciul într-un meci cu mese. Să vedem acum. Îl prindem pe ăsta și nu se rupe. Du-te, dracu, mă. Ai de capul meu. Atât de aproape să recâștig titlul pentru Clown. Să-l umilim pe Jack Joker. Ai stai cam mult, tu. Am o presiune cu stai cam mult. Oh! Nu întoarce manevra! Nu întoarce manevra! Însă nici prin masă nu îl trecem. Energia s-a dus pentru Clown. Joc în picioare acum pe ăsta. Ai, mă, nu! Inverted Atomic Drop. Și close l-a ratat pentru că ăsta pica. Din nou Inverted Atomic Drop. Du-te, mă, de aici. Din nou cade Clown. Începe să câștige momentum și Jack Joker. E rândul lui. Rândul lui. Du-te, mă, de aici. De ce, mă, dracu, mă urc în ring? What the fuck? Du-te, mă, în afară, că acolo zmese. Uite și ăla crede la fel. Hai să luăm și un scaun. Bang, atât am vrut. Mi-ajunge. Se ridică asta după ce i-am dat un scaun în cap atât de repede. Fain, așa. Hai să băgăm asta în ring. Am unde au aceeași animație, aparent. Bun, îl trimite la... Opa, opa, are comeback. Nu, am ratat ăla, fuck. Și el își dă comeback-ul. Și el reușește, normal. O să aibă signature move. Îi întorc manevra semnătură și îl trimit încă o dată la podea cu manevra noastră semnătură. Săracul Jack Joker fără replică. Hai să punem masa în colț și să încercăm să încheiem. Hai, mă, ridică-te. Sus, amice. Am două manevre de final în acest moment. Jesus fucking căcat. N-ai, mă, du-te. Din nou, din nou reversal. Din nou reversal pentru Clown. Dar n-am energie să-i fac manevra de final. O facem acum, nu-i problemă. Poate-l trecem și prin masă. Nu, nu, nu și nu. Prea departe am fost, am încercat, dar n-am mers. Distrus, pur și simplu distrus Jack Joker. Oh my god. Centura hardcore. Ai, 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 oferă meciuri faine. STO în acest moment. O să încerc să-l duc în colț, dar întoarce pur și simplu toate Irish Whip-urile. Nu vrea să ajungă în colț. Știe că nu-i bine acolo. Știe că nu-i deloc bine acolo. Hai, mă, sus. Din nou întoarce Irish Whip-ul. Incredibil, și acum nu pot să mai întorc manevra. Atomic Drop. Cade din nou Clown. Reversele din ce în ce mai greu să dai. Ah, un pumn acolo. Joker are signature, însă s-ar putea să fie prea târziu. S-ar putea... Nu, no, întoarce Joker. Oh, trebuie să-i întorc aici neapărat. Oh, și intră prin masă. Însă meciul nu se termină. Aparent trebuie să-ți treci tu oponentul prin masă. Asta mi se pare fain. Dar am mai văzut meciuri tot în WWE 2K15, la dracu, care s-au terminat după astfel de faze. Oh-oh, întoarce din nou ăsta. Și un clothesline la care n-am putut să dau reversal. Nasol de tot. Nu, mă duce în colț, vrea să-și facă manevra semnătură. O face, cred, n-am putut să îi întorc. Vine manevra. Acel arm drag, nu. Oh, Hurricane Rana, foarte frumos. Însă Joker rămas fără energie. Nici pic de energie nu i-a mai rămas, dar încearcă manevra. Încearcă manevra de final. Se oferă un avantaj. Sau nu. Sau nu. Nu, mă, du-te, mă, de aici, bă, băiatule. O să ieșim în afara ringului. Meciul ăsta cu mine se ține mai mult decât credeam.
Lasă că e bine și așa. Meciurile cu Messi sunt awesome. Ăla pune masa acolo. Noi o să facem un taunt. O să râdem puțin, așa, isteric. Și apoi să-l surprindem cu un Irish Whip. Irish Whip acolo. Și Jack Joker întoarce din nou. Nu se lasă acesta. Ce face? Hai mă, nu mai da emoții. Întorc și eu din nou. Îl băgăm acolo. Și din nou întoarce Joker. Incredibil. Nimeni nu vrea să fie trecut prin acea masă. Nici clown de această dată. Oh, cred că s-a terminat. N-a mai întors Jack Joker și este final. Din nou campion hardcore. Bineînțeles. Clown. Bine că dispare și apare masa, fain. Aici s-a terminat totul, nu? S-a tot întors, s-au tot întors manevre pe acolo. Încă o dată campion hardcore. Cine va fi următorul pretendent? Vom vedea. Poate cineva din WWE. Sunt o groază de potențiale oponenți pentru el. Fără doar și poate. Ei bine, mergem la următorul show, care o să fie, nu-i așa, un match de calificare pentru centura hardcore, pentru un match Hell in a Cell. Știți ce? M-am răzgândit cu privire la meciul pentru centura hardcore. O să avem un oponent surpriză pentru Clown, dar avem aici un match pentru calificare pentru, bineînțeles, centura NXT, Brock Lesnar și Payne. Oh my god! Așa ceva o să avem, o să fie fantastic meciul ăsta. Centura NXT, Brock Lesnar se duce spre ea direct, adică bestia nu se joacă. Bestia chiar nu se joacă, prieteni. Brock Lesnar, Payne, două bestii. Care va fi bestia mai puternică? O să rămână de văzut. Da, cei doi foarte asemănători în stil. Bineînțeles, Payne inspirat după Brock Lesnar. Normal, trebuie să ai o sursă de inspirație când crezi wrestleri. Și da, Brock Lesnar, Payne. Să vedem cine va câștiga. 3, 2, 1, stop. Jucăm cu Lesnar, normal că din nou sindromul Lesnar și vine acolo. Iată, lecție de forță. Lecție de forță. Îl ducem în Suplex City, dar mai întâi Clothesline City. Oh, întoarce Payne. Două bestii. În sfârșit s-a găsit oponent pentru Lesnar. Payne, dar să vedem dacă va fi oponent pentru Lesnar. Arbitru se bagă, că normal că stă în fața mea. Futu-ți maica, mătii. Și suplex city, bitch. Belly to belly suplex. Și încă o dată, încă un belly to belly suplex. Două suplexuri. Două suplexuri. Azi de ce mai urmează. Un back suplex în acest moment. Diversificăm măcar. Și acum, bineînțeles, celebrul German suplex. Celebrul, nu-i așa, German suplex. Încă o dată, deci pur și simplu fără replică. La fel de bestie și în joc Brock Lesnar. Fantastic. Din nou acolo, prinde Lesnar. Săracul Slayer, dacă dă de Lesnar pentru centură, nu-i bine deloc. Nu-i bine absolut deloc. Payne se întoarce, dar nici Payne, nici cu el nu-i te joacă. Începe acesta cu o serie de pumni. Și să nu uităm, Slayer are ca manevră de final F5-ul. Va fi F5 vs F5 dacă Lesnar va câștiga acest match. Dar Payne, iată, face un damage imens pe Lesnar, neașteptat de mare. Dar n-are momentum. Oh, Winds of Change. Oh, sau Black Hole Slam sau Side Slam. Multe denumiri pentru această manevră. Îl calcă acolo pur și simplu Lesnar. Și îl prinde acum într-o manevră de submission. Dar degeaba, nu cedează asta. Din nou Suplex City. Sper că numără cineva asta. Eu nu le-am numărat. De fapt, le-am numărat, dar am uitat. Fine. Avem manevră semnătură și vine seria nebună de German suplexuri. Și trei să fie. Pur și simplu, fără adversar, Brock Lesnar o să, cred
Cred că o să domine competiția, la fel cum a făcut-o în Universe Mode. Nu înțeleg de ce n-am mers aici charge finisherul. Oh, am făcut taunt în fața lui, bună idee. Întoarce Lesnar. Și vin acum F5-ul, nu întoarce Pain. F5 pe Pain. Nu știu dacă este de ajuns. Bestia Pain are destulă stamina rămasă. Nu, nu, nu cedează. Și are comeback, nu-i bine. Nu-i bine când o bestie ca și Pain are comeback. Chiar dacă joacă împotriva altei bestii ca și Brock Lesnar, pum, acolo. Nu-și face comeback-ul, nu înțeleg de ce. Și cred că aici s-a terminat pentru el sau nu, cine știe. În meciurile astea orice se poate întâmpla, Pain acolo nu se lasă. Da. Da, 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 Pain e dement. Aoleu, serie de pumni după serie de pumni. Și m-a dus pur și simplu la nivelul lui. Are damage recovery destul de mare ăsta, dar trebuie să nu mai au damage. Trebuie să se odihnească Lesnar. Da, tot e pizda, mătii, close line. Are manevră semnătură în acest moment Pain. Nu-i bine absolut deloc. Nu, îl prind aici. Și acum îi atacă mâna. Un match de rezistență până acum. Am dominat cu Lesnar la început, dar... dar iată-l pe Pain ăsta. Cât de al dracu se face și nu vrea să cedeze. Nu mai am energie pe Lesnar, trebuie să aștept puțin. Hai să facem un taunt. Mai crește și momentumul. Așa, încordează-te, animalule. Hai mă sus. Oh-oh, nu-i bine. Vai bine. E foarte bine chiar. Lesnar, îl sugrum acolo. Pain și amândoi acum au signature move. Oricine poate câștiga acest match. E frică că o să întoarcă. N-a întors ăsta? Poate nu o să întoarcă nici. Seria de suplexuri. Suplex german după suplex german după suplex german. Lesnar nu prea mai poate. A dus aproape la limită. Dar de F5, de încă un F5, cred că mai are energie. Nu întoarce Pain și cred că asta a fost al doilea F5. Al doilea. Și dacă s-ar ridica să-i punem pinul, ce bine ar fi. Să vedem. 1, 2, 3, nu! Nu cred așa ceva, Pain. Pain e dement. Pain e pur și simplu dement. Un nou suplex german. Incredibil, ăsta e mai rău decât Undertaker. Atinge coarda, era cu piciorul în afara ringului. Stai mă jos, animalule. Ok, o să-l punem acum la podea. Lesnar năucit. Să vedem acum, îl prindem în nou, într-un nou submission. Poate să cedeze cu asta oare, dar nu cred. Deși are damage destul de mare luat la cap, Pain nu cedează. O să-i arate și el muielul Lesnar și o să leșine. Dar chiar mă, nu poți să leșini în joc, asta ar fi foarte fain. Să poți leșina. Pain are manevră semnătură, trebuie să o întorc. Nu o întorc însă, no, no, are... oh my god, a făcut acolo manevra lui semnătură, dar... Lesnar prea proaspăt momentan. Dar trebuie să avem mare grijă la Spear. Trebuie să avem extrem de mare grijă la Spear. Nu! Spear acolo al lui Pain. Brock Lesnar trimis la podea. Să sperăm că atinge coarda. Atinge coarda! Este, mă! Spear-ul a fost făcut. Și a luat un avânt foarte mare. Dar damage-ul n-a fost destul de mare. Un meci foarte solicitant, iată. Close line aici. Dacă îți fac signature, cred că s-a încheiat pentru ăsta. Pur și simplu, cred că s-a încheiat pentru el în acest moment. Asta dacă nu întoarce, nu cred. Întoarce manevra. Întoarce manevra. Și Spear încă o dată. N-am putut să-i întorc. Pur și simplu, nu poți să-i întorci. Aoleu. Aoleu, cum să scap din ăsta? 2... 3, este victorie și Pain îl bate pe Brock Lesnar. Pain este bestia dominantă.
Două F5-uri nu l-au potolit. Însă două spiruri au fost de ajuns pentru Lesnar. Un duel foarte frumos, un match extrem de fain. Foarte bun meciul ăsta. Iată, Payne se bucură. Lesnar îl apreciază, iată. Ok, ok, iată. Lesnar se face face pentru că în joc este heel. Ciudat, nu știu, dar mă rog, amândoi sunt heel. Nu mai înțeleg nimic, jur. Iar acum la final o să avem de simulat Max Morgan bate pe Christian. Aici avem ceva pentru prezentul numărul 1. Nu știu exact la ce, dar oricum nu o să ne luăm după căcatul ăsta. Syndicate câștigă, I don't give a fuck. Prototype îl bate pe Matsumoto. Zodiac îl bate pe Yamashita. Și Slayer îl bate pe Crow. Da, data viitoare o să avem Judgment Day. O să avem meciuri pentru toate centurile posibile. Meciuri în cuști. Hell in a Cell și Steel Cage, pentru că altfel de cușcă nu există. Remi și o să fie Punjabi Prison. Dar PG and shit. Mai, nu știu. În fine. Cam asta a fost pentru astăzi. Sper că v-a plăcut episodul. Dacă da, nu uitați să apăsați butonul de like. Eu am fost Quick. Ciao, les!